Potrivit directorului Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Argeș, au fost comandate 40.000 de doze de vaccin antirabic care vor fi folosite în campania de vaccinare antirabică a câinilor, care se desfășoară până la sfârșitul lunii februarie. Numărul patrupedelor din județul Argeș este însă mult mai mare. La DSVSA sunt înregistrați peste 123.000 de câini, iar vaccinarea antirabică este gratuită, însă microciparea costă câteva zeci de lei în funcție de prețul microcipului. Centralizarea numărului câinilor care au fost imunizați se va face la sfârșitul campaniei. Anul trecut au fost vaccinați și microcipați aproape 30.000 de câini. Potrivit ordinului ANSVSA, câinii nemicrocipați sunt considerați câini fără stăpân. Mai mult de atât, proprietarii care refuză imunizarea patrupedelor sunt direct răspunzători dacă apare un focar de rabie în gospodăria lor. Referitor la vaccinarea antirabică, la campania de vaccinare pentru carnasiere, au apărut mici modificări, dar zic eu importante, prin ordinul 103 din 2015, emis în septembrie, și acesta prevede obligativitatea proprietarilor de a face această vaccinare, indiferent că este vorba de o persoană fizică, de o persoană juridică, și, din păcate, obligativitatea noastră a medicilor veterinari concesionari ca a impune, de fapt, sau în orice caz anume restricția de a vaccina aceste carnasiere numai dacă sunt identificate prin microcipare. Microciparea nu este obligatorie a se face la medicul concesionar, se poate face la orice cabinet autorizat, dar este obligatorie prezentarea acelui carnet cu serie unică în momentul când s-a declanșat campania de vaccinare. Ce ar mai fi de spus? Faptul că se vaccinează și pisicile. Problema este că în cazul pisicilor gratuitatea vaccinului în sine există, dar a manoperei nu. Eu nu pot să spun decât că am reușit, eu precizez, deci vorbesc doar strict referitor la cabinetul meu. Dacă se prezintă persoana în cabinet cu pisica, deci nu mai este nevoie de deplasarea mea în teritoriu, va fi o derogare substanțială financiară. N-aș putea spune suma exactă, trebuie să-mi fac niște calcule, dar în orice caz va fi o diferență considerabilă, zic eu. Important este de știut că se vaccinează, toate animalele se vaccinează care au depășit vârsta de 3 luni, deci peste 3 luni, sub 3 luni, pui nu se vaccinează, indiferent de specie, indiferent că e vorba de câine, pisică, dihor sau orice alt carnasier. Și această campanie s-a declanșat din octombrie și este până în luna februarie. Ar fi extraordinar de bine dacă există cooperare în teritoriu și trebuie înțeles un lucru. Este greu într-adevăr la început pentru că este vorba de acea microcipare care înseamnă costuri, dar în cazul unui litigiu care ar putea să apară, în cazul în care câinele, pisica dumneavoastră va mușca pe cineva și se va ajunge la instanță sau la despăgubiri substanțiale, clar proprietarul acelui animal, dacă nu este identificat, va fi amendat. Deci, din păcate, legea este foarte precisă în acest domeniu. De asta zic eu, lăsând la o parte responsabilitatea noastră, pentru că această vaccinare este absolut necesară și să ajung la costuri mult mai mici prin vaccinarea de la stat, pentru că vaccinul e suportat de stat, este și vorba de implicația financiară mult mai delicată și mai complexă în cazul unui litigiu printr-un proces, eu știu, cineva care cere despăgubiri. Pentru că în momentul acela, acel proprietar va fi cu adevărat responsabil total, pentru că nu a prezentat acel animal la vaccinare. Pentru proprietarii de câini care au refuzat vaccinarea animalelor împotriva turbării, există riscul ca prin mușcătură sau zgrieturi să contacteze boala care poate fi fatală. Microciparea este necesară pentru a avea o evidență corectă și clară asupra numărului total al câinilor din România.